Salutare, în primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru subscribe celor care s-au alăturat canalului meu. În acest scurt videoclip am să vă povestesc câte ceva despre clasa Support și despre arma Bar M1918 Storm. Da? Este o armă potrivită, o armă ce nu are foarte multe gloanțe, însă este foarte bună pentru atac. Da? Deci este o armă mai mult pentru atac decât o armă defensivă, din punctul meu de vedere. Bun. Setările pe care eu le utilizez la Optics este un Iron Sights, Magnification-ul 1.25, iar Recoil Direction-ul este Centered. Alte informații în detaliu despre armă. Damage-ul nu este el foarte mare, dar este suficient. Acuratețea este bună, hip fire-ul super ok. Iar controlul nemaipomenit, pot să zic așa. Are un fire mode, da? Are single shot sau automatic. Se poate trage câte un foc de The armă enemies have sau mai struck multe first. gloanțe. Muniția, cum am spus și adineauri, este un încărcător destul de mic, însă își face bine treaba. Bun, totalul gloanțelor sunt de 100. Damage drop-ul se încadrează undeva între 0 și 45, până la un 45 de metri, 30, The 40, enemy is in the lead. 45 este o distanță potrivită pentru un damage care să îți asigure kill-ul. Bun, un scurt gameplay. Să vedem puțin cum se prezintă arma. Deci dacă ne uităm, controlul, hip fire-ul este un ok, punctual. Însă, exact cum am zis, magazia este mică. Și încărcătoarele nu sunt foarte mari, da? Au câte 20 de gloanțe. Dar este o armă foarte bună cu care poți să mergi în Their atac, side is dar in the nu te lead. poți arunca foarte, foarte mult. Deci, asigurați-vă că vă alegeți un pistol pe măsură ca să faceți damage în condițiile în care rămâneți fără gloanțe. În condiții în care intrați într-un gas grenade, aveți grijă că controlul vostru este redus. Vă pierdeți așa, controlați mult mai greu arma. Da, exact cum am zis, am ratat puțin. Și iată că okidoki. Ce avem aici? Avem un medic. Este armă ok, însă, mă repet, dezavantajul e că trebuie să încărcați destul de des. De fiecare dată este aproape insuficient. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh. Am scăpat de vechile armă. Însă m-a văzut un alt adversar. Bun, deci cam atât despre această armă și clasa suport. Avem multe arme, avem multe de discutat despre această clasă. Așadar, dacă aveți păreri diferite despre suport sau discuții contradictorii în adresa asta, vă aștept cu comentarii ceva mai jos. Și în condiții în care vreți să ne strângem mai mulți și tot mai mulți, îmi puteți da ad pe PSN Network. Jucăm împreună, facem squad, nicio problemă, învățăm unii de la alții. Și, bineînțeles, butonul subscribe m-ar ajuta foarte mult. Până data viitoare, toate cele bune!